Recent a intrat în vigoare legea laptelui, act normativ care va proteja populația de marketingul înșelător. În acest sens, în această perioadă, DSVSA Olt împreună cu alte instituții verifică dacă această lege se aplică în unitățile de alimentație din județ. Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt vă informează că din această săptămână va participa în colaborare cu inspectorii ai ANPC și ANAF, în echipe mixte, la controle în hipermarketuri, supermarketuri și magazine alimentare pentru a-i informa și consilia pe operatorii economici cu privire la responsabilitățile ce le revin ca urmare a intrării în vigoare a legii laptelui și produselor lactate. Noile reguli pentru așezarea la raft a lactatelor vor fi prezentate de către inspectorii DSVSA, ANPC și ANAF. Agenților economici li se va aduce la cunoștință faptul că produsele pe bază de lapte cu adaos de grăsimi și proteine altele decât cele lactate, produsele alimentare, specialitățile din grăsimi hidrogenate, vegetale, pot fi comercializate într-un spațiu de prezentare și vânzare bine delimitat, pe rafturi separate față de laptele și produsele lactate autentice, cu informare explicită către cumpărător a conținutului acestor produse. De asemenea, cu ocazia acestor controle se va verifica modul de etichetare și prezentare a produselor alimentare în locul în care sunt expuse, precum și alte informații oferite în legătură cu acestea prin orice mijloc de informare masă, care nu trebuie să inducă în eroare consumatorii. Aceste prevederi se aplică și în cazul meniurilor și rețetelor mâncărurilor, produselor de patiserie, de pizzerie, de fast food și de cofetărie. În situația în care se vor depista abateri grave, se va dispune suspendarea activității unității respective până la remedierea deficiențelor, mai spun oficialii DSVSA Olt.